はい。Fifth is. あかす。だ。だ。だ。み。Este mai pentru a casă, a casă, clasa a 8. 16 de la 148. 16 de la 148. Când ții duci aici, după ce ne-a spus. Da, 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 hai să facem un timp de nou fibra, deci... Avem un cub de latura. Cub de latura. Așa. Nu știu să mai gândim la o soluție la... Mi-a zis, de aștept să o vedem. A, B, C, D. Și iată... Ca pătrat. Piață pătrată, deci să încercăm să respectăm cât de cât dimensiune. O să vedem. Și asta. Să vedem. Să facem asta de schimb pătrat, nu? Așa. La fel, ridicăm și aici. Aproximativ, să zicem, schimb pătrat. Nu mi-a ieșit ca el. Contează foarte mult cât de mult îi pornești la bază, da? Ok, mai mult, trebuie să vedea la el. Da, da, da. Deci, ce nu se vede? Nu se vede asta? Da, și ce ai de sus, și de deprim. Și asta, de... Deprim. Adică A prim, B prim, C prim. Da, și să arătăm ca ce prim. Diagonala cubului. Deci trebuie să arătăm diagonala cubului. Facem cu altă culoare sau ne ducem pe... A, așa. E perpendicular, parcă pe D' B'. Pe C, D' D'. Pe C, D' D'. D' B'. Așa. Asta e triunghiul. Exact. Și... ce prim este diagonala... A, așa. Și noi am intuit că pică undeva pe la interziția medială. Parcă am stabilit că de prim, B prim, de prim, B prim, ce este triunghi echilateral. Da. Și atunci pică la intersecția medială. Deci... Da, începe de greutate, parcă am zis eu. Exact, începe da. De greutate. Sau... Ei, pe aici undeva, să zicem începe de greutate. Și atunci eu când duc pe A, ce primul, duc de chiar pe acolo, da? Din nou, da. Apare aproximativ linearitatea asta și ne încurcă. Am dus un pic obiectul pe ce prim și intersectează planul de prim, de prim, ce pe punctul... În G. În G. Chiar la punctul, da. În centrul de greutate. G. Centrul de greutate ar fi, pe este de prim, da? Da. Așa. O idee era... Așa. Punctual. Deci, din păteză, am avut ca B, C, C, A prim, B prim, C prim, B prim, U. Și să ai dat A, B egal cu A. Și A, B egal cu A. Și că A, B egal cu A. Avem de aflat, de aflat A, C prim, perpendicular pe A, C prim. Prima, A mică ce era? A prim, B, D. Paralel cu C, B prim, D prim. Scrie asta că o să trebuie. A prim. A prim, B, D. B, D. Paralel cu C, B prim, D prim. Am arătat asta. Da. B, A, C prim, perpendicular C, C, B prim, D prim. C, B prim, C, B prim, D prim. Pe planul ăsta. Și distanța de la... A prim de sus, dintre planul de sus. Și scrie, distanța trebuie să mai calculăm la ce? Distanța de la A prim B, D. Distanța de la planul de sus. A prim B, D. La planul C, B prim, D prim. C, D prim, B prim, da? Da. Ăsta despre care, vedeți, tot discutăm despre ele. Despre planul ăsta discutăm.
Deci, și la arătați paralele și trebuie să arătăm și distanța de la ele. Deci ce deprim de prim, ce deprim de prim planul ăsta în care am triunghiului, și A' BD, A' BD, da. Este da. Asta, da? A' da. B. La punctul 1 am arătat că sunt paralele, cele două plane. Cele două plane, de fapt, triunghiurile sunt echilaterale. Tot așa, prin BD, este tot o triunghiul echilateral, pentru că sunt diagonale în fețe. Da. Și o să trebuie să... Deci, triunghiurile acelea sunt chiar congruente. Da. Triunghiul echilateral, latul e egal, tot acolo. Distanța o să o aflăm, dar trebuie să facem punctul sau cum să facem numărul. Am făcut paralelismul. Da. Am stabilit. Și la punctul B acum. Alte idee. E vorba de faptul că AC' intersectează planul A' B prin C. Am stabilit aseară în centrul de greutate al triunghiului și am muncit acolo, după ce am intuit, că așa stau lucrurile. Adică am arătat că AC' e perpendiculară pe D' de 2, cum am notat noi, în loc de mediană aceea și pe o altă mediană. Dar am muncit metric, adică pe calcul, efectiv. Am arătat acolo că area pe două căi, mă amintesc așa de aseară, da? Tu, Miruna, mi-ai spus că acum ai găsit o altă idee și te rog frumos să... Cum planul de prim, de prim cei care planul... Dar vrea să fie, să mergem mai... Deci de prim. Pe prim, de prim ce și cu A, prim, de sunt paralele. Da. Cum știm asta de la punctul A. Avem A'. Trebuie să demonstrăm că AC' e perpendicular pe A'BD. Deci a arătat perpendiculara pe D'B'C. E de parcă ți-ai propune să arăți pe o planul paralel cu A'. Da. Deci, practic, să arăți că AC' e perpendicular pe A'BD. Deci, mulți problema perpendicularității pe un alt plan, paralel cu acela care ți-a cerut. Știm că A'B, avem unit? Da. Da. A'B e perpendicular pe AB'. A'B. Deci A'B e perpendicular pe... AB'. A. B'. Pe A, B'. Da, e păzat și diagonalele păzatului sunt perpendiculare. Deci tu spui așa că A... Încă o dată, A'B'. Da. Știm că A'B e perpendicular pe B'C'. A'B e perpendicular pe B'C'. B'C'. Pentru că pe A'BC e dreptunghi. E de triunghi dreptunghic. De fapt, A'B e perpendicular pe A'D'. Da, între... Da, de la. Și cum asta e paralel cu asta, deci pentru că așa de BB prin ce prin, da? Da. Bun. Deci înseamnă că A prin B e perpendicular pe planul A B prim, C prim. Și B prim, C prim. C prim, și rezultă atunci că A prim C e perpendicular pe A prim B. Hai să mă reluăm un dat la ce. Deci tu spui așa, că A prim B. Da. E perpendiculară pe A, B, pe A, B prim. A, B prim, din cauza că sunt diagonale într-un pătrat. Da. A prim, B, e perpendiculară pe B prim, C prim, pentru că triunghiul A, tot A prim, B. Tot A prim, B. E perpendiculară pe B prim, C prim. Pe B prim, C prim. Da. Pentru că triunghiul A prim, B, C e dreptunghic. A prim, B, C. A prim, B, C. C. E dreptunghic. A prim, B, C. A prim B, C. E dreptunghic. E dreptunghic în B, nu? Da. Așa. Deci, ai spus că A prim B e dată perpendiculară pe A, B prim, și tot A prim B și pe B prim, C prim sau pe B, C. Din cauza că e pe B, C și pe B prim, C. Da. Și atunci sunt că planul A, că A prim B e perpendiculară pe planul A prim, pe planul A, B prim, C prim. A. B'. C'. C'. Este perpendicular pe două drepte concurente, nu? Da. El este odată perpendicular pe AB'. Da. Și o dată perpendicular pe B'C'. Deci A'B. Și perpendicular pe tot planul AC'B'. Da, deci AC'B e perpendicular pe A'B.
prim B. Da. A. C prim. C prim este pe invers citim. Da. A C prim e perpendicular pe A prim B. Băi, acum avem așa. A prim D e perpendicular pe A D prim. A prim D. B. D. Da, A prim D. A prim D. Perpendicular pe A D prim. Iar așa aceeași chestie, un fel de analog. Da, pe A. A D prim. A D prim. A. D prim. D prim. Din motive de diagonale, da? Da. Bun. Mai avem că A prim D e perpendicular pe D prim C prim, iarăși pentru că A prim D ce e dreptunghic. A prim D e dreptunghic. Așa. Rezultă atunci că A prim D e perpendicular pe planul A D prim C prim, și atunci rezultă că A C prim perpendicular pe A prim D și din prima care am avut cele două. Da, rezultă că A C prim e perpendicular pe planul A prim. Da. Hai să vedem cum îți propui tu. Deci să înțelegem strategia, pentru că în momentul în care comunicăm, spunem așa. A arătat perpendicularitatea pe planul D prim C pe prim este aceeași problemă cu a arăta perpendicularitatea lui AC prim pe planul paralel, pe A prim D B. Da. Altfel spune așa. Dacă nu văd acolo perpendicularitatea C, hai să o merg pe planul paralel. Și acum, îți propui să arăți că AC prim e perpendicular pe două trepte concurente din A prin B, D. Și ți-ai propus să arăți pe A prin B și pe A prin D. Mm-hmm. Da? Deci AC prim asta se fie perpendicular pe două trepte concurente. Dar tu reușești să arăți că A prin B e perpendicular pe planul B prin C prin A. Deci A prin B arăți că este perpendicular pe planul A C prim pe prim. Și când ai arătat că A prim B perpendicular pe planul respectiv, de fapt poți să vezi invers, că A prim C e perpendicular pe A prim B. Traduși, da? A C prim, adică zis. A C prim perpendicular pe A prim B. Da. Și dacă A C prim perpendicular pe A prim B, ai un prim rezultat. Da. Tot despre A C prim îți propui să fie perpendicular pe A prim D. Da. Sau, altfel spus, A prim D să fie perpendicular pe planul B prim C prim A, nu? Care se conține pe A C prim acela. Și face aceeași mișcare. Așa. Și din care ți iese că A prim B are C prim perpendicular și pe A prim D. Da. Și fiind perpendicular pe două drepte concurente, ajungi că e perpendicular pe planul D A prim B. Care e paralel cu ăsta și deci iată că ai arătat perpendicularitatea aici. Da. Da. Este un raționament corect. Care lasă, cum spun, creează starea de bine că ai mutat perpendicularitatea de pe planul cerut, ne reușim să vedem noi acolo, pe planul A prim BD. Asta este strategia de data. Da? S-a vedeat pe asta. Și adeseară am vedeat tot, și pe cea până. Da. Am dus-o până acolo. Da. Deci, soluția 2 aici. Pentru punctul B. B. Soluția 2. A prim C, A C prim, A C prim perpendicular pe A, pe planul B prim D prim C, B prim D prim C, pe planul ăsta, echivalent cu arăta că A C prim e perpendicular pe planul paralel. A prim B D D. A prim B, D, A prim, nu? Da. A prim, B, D. În paranteză, pentru că... Ce lucrurile sunt paralel. Pentru că B prim, D prim, C, planul B prim, D prim, C, este paralel cu planul A prim, B, D. Cu A prim, B, D. Da? Ăsta e motivul. Da. Și acum, cum arătăm, cum arătăm că
C'prim, I perpendicular, pe A'prim, B, B. Cum arătăm? Ce ne trebuie? Și am pornit așa. A, pe B. Dacă, două probleme, dacă arătăm că A'prim, A'C'prim, A'C'prim ar fi perpendiculară pe A'prim, B. Pe A'prim, B. Și tot ea. Și tot A ce prim e perpendiculară pe A prim D. Pe A prim D. Dacă. Astea sunt cele două probleme. Da, problemă. Atunci gata problemă. Va rezulta că A ce prim e perpendiculară pe... Pe A prim B. A prim B, D. A prim B, D. Clar. Așa. Și acum să le vorbim pe fiecare din ele. Pentru primul. Deci, cum arătăm că A'C' e perpendicular pe A' prin A'C'? Perpendicular pe A prin B. Este echivalent cu arătăm că A' prin B. E perpendicular A prin B. E perpendicular pe A'C'. Sau asta ar însemna că A' prin B să fie perpendicular pe un plan în care se află A'C'. Da? Da. A prim B să fie perpendicular pe planul A, C prim, B prim, nu? Da. A, C prim, B prim. A, C prim, B prim. Și cum arătăm asta? Hai, o aveam o dată, că da. A prim B, A prim B, e perpendicular pe A, B prim. A, A prim B, e perpendicular pe A, B prim. Da. A, A. B prim. Dar tot A prim B. Hiperpendiculară și B. A prim B. Hiperpendiculară și A prim de prim. A prim de prim, care e paralel cu B prim cel prim, da? Cu, deodată pot să spun cu B prim cel prim. Înseamnă că A prim B. Hiperpendiculară pe planul A, B prim cel prim. B prim, încheie, da? Pe planul A, B prim, C prim. Și dacă o dreapta e perpendicular pe un plan, e perpendicular de toate dreptele din plan. Deci echivalent de aici, că B prim, că A, C prim, citim așa, da? A, C prim, e perpendicular, pe A prim, B. A prim, B. Bun. Am arătat. Relația 1. 1, da? Da. Să ne ocupăm de cealaltă. A'C' perpendiculară. Deci să ne vedem că A'C' este perpendiculară pe A'D. Să vedem. Este a doua problemă care ar trebui rezolvată. Și ca să o facem pe asta, plecăm de la A'D' perpendicular pe A'D. Da. Deci A'D. Da. Asta, da? A'D. De, știu că e perpendiculară pe A, A de prim. De prim. Tot ea, A prim D. Tot A prim D e perpendiculară și pe A prim D, perpendiculară pe A de prim. Și tot A prim D e perpendiculară pe... Nu, A prim D. A prim D, domnul. A prim D. Da, dar trebuie să uitați la A de prim, dumneavoastră. A prim D, da. Da. E perpendiculară și pe pe BC, nu? Sau pe A prim C prim. Nu mi-e luna, așa cum ai spus. A prim D pe A de prim și A prim D pe D prim C prim. Pe D prim C prim. Da, deci tot A prim D e perpendiculară și pe D prim C prim. A prim B prim, care e paralel cu D prim C prim. Corect. Da? E perpendiculară pe D prim C prim. Da. D prim C prim. Deci înseamnă că A prim D e perpendiculară pe planul A D prim C prim. Corect. A D prim C prim. Adică, dacă perpendiculară pe prin plan, perpendiculară pe orice dreaptă prin plan. Deci înseamnă că A prim D e perpendiculară pe D prim C prim. Sau A C prim.
Asta ne trebuie. Pe acel timp. Adică, acel prim este perpendiculară pe unde? Adică, acel prim este perpendiculară pe A prim D. Relația 2. 2. Și 1 plus 2 acum? Deci 1 plus 2. Hai să scriu vorba cu A. Da, acel prim. E perpendiculară pe A prim D. Tot acel prim perpendiculară pe A prim D. A prim D. Rezultă din cele două. A, ce prim interpendiculară pe A prim de B. A prim de B. A prim de B. Ceea ce aveam de arătat. Iar ăsta fiind paralel cu planul C de prim de prim. C de prim de prim. De prim. Înseamnă că am arătat că A ce prim interpendiculară pe planul C, B prim, D prim. C, B prim, D prim. Asta am terminat cu punctul B. Acum trebuie să vedem la distanța de la A prim BD. La cele două plane. La distanța de cele două plane. Păi, care să fie distanța între cele două plane? Distanța între cele două plane este perpendiculară comună. Da, celor două. Celor două. Comună. Perpendiculară comună. Și noi am văzut că perpendiculară comună ar fi G1 și aici undeva G2. G2. Asta ar trebui să aflăm. Asta ar fi G1, G2. Că deocamdată o avem de acel prim care este perpendiculară comună. Nu, felul nu. Deci, perpendiculară comună este asta, acel prim. Comună. Dar ea, toată asta a fost împărțită în trei bucăți. Un A, G2 și C prim G1. Pe toată o știm, pe toată o știm, pe diagonală, ne-ar interesa să aflăm cât este G1 C prim, că este egală cu A G2. Nu degeaba am făcut la punctul anterior perpendiculară comună. Adică am făcut pe A C prim, că ea este perpendiculară comună. Și a afla distanța între ele înseamnă de la locul în care trai pe G1, pe primul plan. Până și la locul care trai pe primul plan. Adică G1, G2. Deci tot la interzicția, la centrul de locul acasă. Așa. Deci trebuie să aflăm G1. Nu tu să aflăm pe AC1? A? AC prim? AC prim toată, dar ea este împărțită. O, toată o știm. Dar e împărțită în trei. Nu știm, a radicat din trei, parcă e indiferent. Sigur că da. G1, G2 ne interesează, da? Deci, tot trebuie să înțelegi așa. Că avem A, C prim, și ea este împărțită. Nu știu dacă nu cumva chiar în trei, dar n-am niciun argument deocamdată. Trei părți, care ca să trei părți, da. Nu am argument pentru a... Dar, spun. Vedem acum, dacă la fel pe G1, G1, așa, G2. Așa, este G1, am mutat mai bine, și asta este G2. Și cum pe toată o știu, dacă am să aflu A, G2 sau C prin G1, e gata problemă. Că ele sunt egale datorită simetriei de acolo, perfect. Ia să vedem... Noi cu ce am notat? G2 cu întâlnirea de dreapta AC1 și A prim B. AC prim și? AC prim și A prim B. Și cu G1 da. Și A prim B. A prim B, nu. G1 era intersecția dintre AC prim cu planul respectiv. Și am găsit că asta ar fi chiar AC1 e intersecția dintre
Așa, de țeapă planul numărul cele două. Întrebarea este... Dacă... nu cumva... A prin B intersectează cu A, B prim, într-un punct, da? Exact. Într-un punct, intersecția dată de diagonale. Și vedeți același punct? Nu este același punct. Eu vorbesc din față aici. Aha. Iar acolo, în înțeapă, diagonale, A prim în B, care e în interior acolo, da? Întrebarea mea este, cumva, B prim punctul ăsta, intersecția diagonalilor, să nu dăm curbe. B prim L să fie egal cu G1, G2? Intersecția de diagonalilor nu tot mai bine cu O? O. Deci ce vreau să întreb eu? Este următorul lucru. Dacă G1, G2 e tocmai B prim O. Pentru că B prim O e perpendicular pe B prim C prim. Nu? Pentru că ar veni cele două triunghiuri, cum vin așa, A prin B e paralel cu D prin C, am arătat chestia asta, că se... și din vârful ăsta până la mijloc, până la mijloc, asta dacă aș putea arăta, e perpendiculară. B prin O. B prin O, dacă arăt, e perpendiculară pe A prin... Păi ce? Pe A prin D, B. Și perpendiculară și pe B prim, D prim, C. Atunci am că O, B prim, este chiar distanța. Deci, Verona, am posibilitatea să spun categoric G1, G2 este cea care m-ar interesa. Dar acum mut problema în ceea ce înseamnă șansa de a arăta că în planul A, B prim, C prim, D ce se întâmplă planul? În planul A, B prim, C prim, D A? B prim, C prim, C prim, D, A, B prim, C prim, D. C prim, D. D. Dar există acest plan, A, da. B prim, C prim, D. Da, există. Ce se întâmplă planul acela? G2, G1 e o dreaptă. Deci, în planul respectiv. Cred că vreau să spun că nu s-audiu. Dar nu spune, dă un pic, adică. A, B prim. Cred că ăsta merge. Am afecta-o, este așa. Așa.
acum am o idee. Era concentrat pe faptul că vrem să aflu pe G1 ce prim. Dacă o aflu pe G1 ce prim. G1 ce prim. Atunci, e foarte ușor, pentru că va fi egal cu acele două. Da. O știu pe G1, o știu pe A ce prim toate. Exact. Scad cele două bucăți și îți găsesc G1 ce prim ca să nu mai muncesc. Corect. Da? Da. Și o să vedem dacă este egal, așa ca să nu mai pierdem timp. Acum, ideea este cum aflăm pe G1 ce prim. Exact. În triunghiul D1 G1 ce prim, D1 G1 ce prim. Da. În triunghiul ăsta e de tundic aici în G1. De-aia e perpendiculară de plante și perpendiculară de orice de-a pășpi D1 G1. D prim G1. Deci triunghiul, cum ar arăta? D prim. Să scoate în afară. Să scoate. D prim, C prim, G1. Așa. Ca să văd cam ca acolo, să zic așa ca idee, ar fi cam așa. Deci triunghiul ăsta de cât de grade, așa? 90. De 90 de grade. Și aici ar fi D prim. Da, uniță cu C prim. G, și C prim aici, da? Da. Asta e G1. Da. Și unde să fii de prim ce prim? De prim ce prim să știm că de prim ce prim este A. Da. De prim G1 am discutat că în triunghiul echilateral două triunghi din toată mediană. Exact. Deci de prim G1 este egal cu 2 pe 3 din el radical din 3 pe 2 parte era. Din mediană, corect. El radical din 3 pe 2, dar asta nu este L. Nu. Este L radical din 2. L radical din 2, aia, da. Deci ar veni 2 pe 3 din L radical din 2. Cum era aceea? Era L radical din 3, nu? L radical din 3 pe 2. L radical din 3 pe 2. Dar dreptul lui este asta. Radical din 3 pe 2. Că dreptul lui este de data asta L radical din 2. Da. Și-ar face egal cu L radical din 6 pe 2. L radical din 6. Da, se duce 2 cu 2 și L radical din 6 pe 3. Și face... Care este 2 pe 3 din ea. Și noi avem 2 pe 3 din asta, din L radical din 6 pe 2 și face L radical din 6 pe 3 este cine este? De prim G1. Deci de prim G1. Și gata, o știm și pe asta și am aflat de ce prim G1. Știm și pe asta și aflăm de G1 ce prim. Care nu trebuia mie. Da, fii de acolo. Și zicem G1 ce prim. Este egal ce din ce prim, ce prim. Dar nu știam că sunt 90? Păi nu am arătat că ce A ce prim e perpendicular pe planul D prim B prim C. Cele două plane? Da, știi. Păi dacă e perpendicular A ce prim pe... Și AG1 e perpendicular. E perpendicular A ce prim pe orice dreaptă din plan. Exact. Și G1 este pe A ce prim. Și G1 D prim este în planul D prim B prim C. Deci, încă o dată, A, C prim, e perpendicular pe planul D prim, B prim, C. Da. Deci, e perpendicular pe orice dreaptă din planul ăsta. Da. Deci, e perpendicular și pe D prim G1. Adică pe mediana. Pe mediana din triunghiul respectiv. Și atunci, unghiul ăsta din G prim, e clar că e de 90 de grade. Da. Dar G1 e aceeași, adică subliază cu G1, C. A, încă o dată, A. A, C1. A, C prim. A, C prim, da. E aceeași chestie cu G1, C1, adică se... G1, G1, C. Prim. Păi sigur că da. Dar cu G1 și G2 e pe F, A, C prim? Asta sigur că da. Deci, da. Păi locul unde A, C prim, înțepat de planul... În punctul G. G1, am spus. G1, da. Și locul în care înțeapă celălalt plan este G2. Deci G1, G2 sunt pe A, C prim.
Da? Deci așa am notat eu cu G1 și G2 punctele acelea. Și am și arătat data trecută, aseară. Exact, exact, exact. G1 și G2 sunt acele căutate. Bun, și o calculată, ce radical din? Și va fi că G1 C' egal cu radical din A pătrat, da, din ipotenuză, minus el a radical din 6 pe 3. Așa că el, da. A pătrat ori 6 pe 9 a venit. Da. Și egal cu radical din A iese în față. Da. 6 cu 9 simplificăm și face aici 2 și aici 3. Da. Și vine 3 minus 2, 1, 1 pe 3. Da. Care înseamnă, raționalizând, A radical din 3 pe 3. Deci înseamnă că e a treia parte. Exact. Cum am intuit. E a treia parte. A parte. Deci A radical din 3 pe 3, cu toată A ce prim. E A radical din 3. A ce prim egal cu A radical din 3. Atunci îmi permis să spun că A, G1, G2, că rezultă toate trei egale. Da. Adică spun A, G2. G2. A, G2. Egală cu G2, G1. G1, G2. Da. Și egală cu G1, C'. Și egală cu G1, C'. Și egală cu A radical din 3, radical pe 3. Pe 3. Pe 3. Deci, poate că distanța dintre cele două este A radical de 3 pe 3. Deci diagonala împărțită în 3. Diagonala cuplului împărțită în 3. Cum am simțit, cum am intuit. Așa ar fi. Am și demonstrat. Însă acum am demonstrat riguros. M-am legat de punctul B, cât A, ce prim este perpendicular pe cele două plane. Da. Și ea este împărțită, speram eu, în 3. Și înțeapă cele două plane din G1 și G2. Da, dovedit lucrul ăsta. Exact, dovedit. Da, dovedit chestia asta, când ea înțeapă în G1 și G2. De aceea m-am permis să mă duc în triunghiul de prim G1, C', care cunoșteam pe A, cunoșteam pe D prim G1, ca fiind două triunghiuri toate mediana. Și calculul făcut mă duce spre ideea că, într-adevăr, toată diagonala este împărțită în 3 de cele două plane. Exact. Da? În 3 segmente congruente. Corect. 3 segmente egale. Și atunci, prin calcul, îmi iasă chestia asta. Și vreau eu să văd dacă este aceeași de aici. Nu aveam argumente suficiente, deci mai bat că de ce pe articul. Hai să mă duc, știu exact. Distanța de două plane este perpendiculară comună. Da. Și asta este perpendiculară comună. Da. Și dintre cine și dintre eu și G2. Și atunci am dus problema. Da, fain problema. Da, destul de frumoasă. Am făcut-o. Da, deci mai avem o problemă, dar o facem mâine, nu? Da, da, da. Ca să facă și mai multe ceva, da? Da, da. Haideți să vedem. Se închide fișierul ăsta. Da, da, da.